Și salutare băieți, bine ați revenit la un nou clip. Final, am decis și eu să fac un clip unde vorbesc și de ce nu, poate o să fie foarte interesant, pentru că mulți dintre voi cer asta în continuu, aproape de sub la fiecare videoclip pe care îl postez. Și în final, na, m-am decis. Și astăzi vreau să fac o prezentare la această mapă. Știu că am mai făcut un videoclip pe canal, dar vreau să fac o prezentare un pic mai detaliată și să vedem un pic ce ne oferă această mapă și ce o să facem cu ea. Nu știu. O să mergem întâi aici și o să luăm combina, dar nu mă las să iau combina, așa. Hai să ne suim în ea. Și vreau să o pun, să o duc în bază. Vedem unde e baza, unde este baza, să caut aici. Și o să vă fac după și un tur al shop-ului, să vedeți și voi ce vă oferă acest APK și dacă vă convine să-l cumpărați sau să-l descărcați, pardon, de asemenea. Aici pe main map vedem că sunt benzinărie, aici aproape în mijloc, și avem și porci și vaci, deci avem și un pic de animale. Bineînțeles, avem multe puncte de vânzare, văd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puncte de vânzare și de asemenea un punct unde putem cumpăra animale, cel ce este foarte important. Acum, hai să luăm un tractor și să mergem să vedem ce putem găsi în zona asta. Deci suntem undeva pe mijloc, lângă combina aceea și mergem tot drept, pentru că am văzut că aici lângă este baza noastră, dacă nu mă înșel. Deci trebuie să mergem drept pe aici până la strada aceea și după să o luăm în sus. Deci pe aici și trecând pe acest teren, să le facem un pic vizual mai mare. Văd că au modificat un puțin mapa aceasta, pentru că înainte copacii erau toți cu textură, acum văd că au altfel de textură care ajută la să fie mai mulți FPS pe hartă. Haideți să vedem ce ne dă la primul punct de vânzare. Deja văd că e unul super fucking mirobolant. Deci primul shop arată, zic eu, destul de bine, de ce nu. Haideți să punem aceste semănătoare și să mergem să facem o tură fără semănătoare, că ne încurcă. Ok, o să mai aici și haideți puțin la o tură. Haideți să mergem să vedem unde sunt, unde e baza noastră. Ar trebui să mergem aici unde sunt văcuțele. Deci facem aceeași stradă de dinainte și după mergem în sus. Ok, am înțeles. Înainte să mergem în baza noastră, aș vrea să vă arăt și un pic care sunt utilajele care ne vin cu acest APK. Vedem aici tractoare mari, care avem un John Deere, încă unul, Optero cu roți duble, față și spate, asta o să treacă foarte mult, și un Lizard destul de vechi. Aici avem un frumos Lizard, dar cred că e un model de Scania, foarte frumos, și normal cele două tracuri care ne vin deja cu jocul. La tractoare normal avem Valtra asta, care cred că e mod de bani, deci dacă o cumpărați și după o vindeți de la shop, vă ajung nu știu câți bani. Și cam atât, aici nu avem nimic altceva. Normal, aceleași utilaje, în afară de acest John Deere, care are capacitate de 11 tone, destul de puțin zic eu, și acest Tucano Class, care are 6 tone jumate, deci nici nu se merită. Dar fiind niște terenuri mici pe această hartă, poate se merită dacă vreți tichinui. Dacă nu, alegi varianta cea mai mare și la lățime și la bunker și faci mai multă treabă. Aici semănători și vedeți că celelalte utilaje sunt la fel, doar asta de sfeclă este, avem o semănătoare aici de sfeclă și doar atât, nimic în plus. Hai să vedem aici la astea, nimic, la spreiere, la împrăștie, fertilizator, nimic. Văd că
avem acest care este mod, Zunhammer, cred că este mod, nu știu exact, dar mi se pare amândouă moduri. Aici nimic, la tăia de iarbă nimic, la loading wagon nimic, tehnologie de baloți nu avem nimic, dar avem asta care ne lasă să luăm sugarcane și acest salant care nu știu, uite, care lasă să recoltăm recoltele normale. Și cam atât. Nu mai avem absolut nimic în afară de acest Mercedes pe care acum o să-l iau și o să-l testăm. Și dacă vedem aici la Lizard, hai să vedem, nu, tot același utilaje, deci cam tot același. Mamă, acest truck este chiar foarte frumos. Uitați-vă și voi la el. Mamă, deci merită banii, cred. Hai să vedem, poate cupla ceva. Da, poate cupla niște remorci și cam atât. Nu are atac pentru remorci de tir, deci nu prea puteți cumpăra acele, doar dacă luați, desigur, atașament pentru ele. Hai să vedem un pic unde e baza noastră. Ok, mergem în față și după mergem la dreapta. Hai să vedem un pic pe interior. Merg toate. Și viteza și turometru. Deci băieții au făcut, dacă nu m-aș da și eu cu capul în copac, ar fi mai bine. Trece trenul. Wow. E a doua oară când văd trenul pe această hartă și mi se pare o implementație chiar foarte faină. Doar vizibil pentru că nu face nimic. Și avem și noroi, dacă vedeți acolo. Bine, cred că e o textură de apă maronie, cred că nu mi se pare ce știe ce, dar avem ceva. Aici tot așa avem benzinăria și dacă mergem în față, nu cred că trecem noi peste acel râuleț, deci facem și noi strada ca civili. Voiam să merg până în bază, să vă arăt și acolo cum e. Văd că deja am văzut și mi se pare foarte interesant. Bine, o să mergem pe jos atunci. Și da, acum ajungem acasă. Imediat văd că avem și o pădurice aici, ceea ce este foarte bun. Chiar dacă nu avem utilaje de forestry, dar cine știe, poate pe viitor o să ne pună ăștia și utilaje de forestry. Și acolo, da, episoade blană, ce o să iasă. Aici văd că avem un teren de rapiță, cred, dar este verde, deci cred că e iarbă și are altă textură schimbată. Dar o să trebuiască să încercăm și asta. Ok, aici nu avem, asta nu este baza. Cred că este doar un garaj și cam atât. Nu este nimic altceva. Dar dacă mergem pe aici, ajungem la porcușori și după putem să mergem și la văcuțe. Deci, hai să traversăm râul acesta, care, dacă puneau și ei două poduri în plus, cred că ar fi fost mult mai bine. Mult. Ok. Adică am ajuns și noi la porcușori. Uitați, cam așa se prezintă. Eu zic că arată destul de bine. Voi ce părere aveți, scrieți-mi în comentarii. Bine, avem ceva texturi care nu prea funcționează, dar ce se face? Cel puțin ne bucurăm de hartă, pentru că este o hartă foarte bine făcută și foarte frumos să te joci pe ea, de ce nu? Hai să vedem puțin văcuțele unde sunt, aș vrea să trec și pe acolo înainte să închid clipul. Ok, tot în față, văd că este și un teren pus doar cu bumbac. Uitați aici în față. Foarte bun. Să faci bănuți, dacă nu vrei să joci cu moduri sau cu ecuri. Dar asta depinde de fiecare. Acolo este baza de văcuțe. Se prezintă foarte bine. Eu cred că se prezintă foarte bine. Și văd că e mult spațiu pe lângă. Deci poți să vii cu camioanele sau cu tractoarele cu remorci foarte ușor. Și nu e periculos să te prind sau să
să nu treci. Hai să vedem dacă se pot deschide și ușile. Hai să cumpărăm niște văcuțe așa, să vedem cum arată. Cumpărăm cam de toate felurile. Ok, n-am nici bani, am înțeles. Nu mă lasă să deschid. Cred că nu merge de la mod. Sau cine știe. Dar înăuntru este un graj normal, nu mi se pare nimic wow. Doar că e bine că avem animale pe hartă, ceea ce nu e de nimic, pentru că pe alte hărți nu avem aproape nimic, doar punctele de vânzare. Și cu asta eu aș vrea să închid aici clipul. Vă mai arăt odată cum este overlay-ul la mapă. Cam terenele astea sunt, cred că sunt 2, 4, 6, 8, 9 terenuri, dar cu siguranță că sunt de ajuns pentru o persoană. Avem și niște pădure, niște lacuri și niște râuri. Sper că v-a plăcut acest clip. O să mai fac clipuri de genul în care o să vorbesc doar dacă voi vreți să continui așa. Scrieți-mi în comentarii dacă v-a plăcut acest clip și desigur o să ne vedem data viitoare.